creșterea porcului să nu mai discutăm. În curând o să învățăm istoric despre creșterea porcului în România, în condițiile în care un român care nu mănâncă carne de porc îi pot spune, cu ghilimele de rigoare, în discuție originea. Fiindcă e greu de crezut că a trăit în România și el să nu mănânce carne de porc. E, cam asta este discuția. Nu suntem în stare de 10 ani să reglementăm măsurile pentru combaterea pestei porcine. Problema este în felul următor. Haideți să o luăm altfel. Când ești un politic, trebuie să iei măsurile care sunt necesare, nu pe care ți le dorești tu din scop politic. Dacă noi facem acum un sondaj în România, credem noi că va fi cineva de acord să plătească taxe și impozite? Mă îndoiesc. Toată lumea ar zice fără. Dar nu se poate, societatea nu poate funcționa fără taxe și impozite. Avem nevoie de bani pentru școli, drumuri, căi ferate și așa mai departe. Așa este și în domeniul ăsta. Vrem să avem un sector porcin, de creșterea porcilor, fără peste porcină. Trebuie stabilite niște reguli și nu numai stabilite, respectate. Nu se zice să nu crească țăranul porc. Asta e o formă denaturată de a prezenta situația. Ci se spune că trebuie să respecte niște principii. În sens, nu faci reproducere, deci nu ți-i scroafe, cumperi porc autorizat din centre autorizate, îl crești, ai relație cu medicul veterinar, ai o boală, nu o rezolvi tu intern, l-ai tăiat, l-ai băgat în consumul populației, fără să știe nimeni. Nu. Ci trebuie să respecte niște reguli. Și haideți să mai vă spun un lucru. Ceea ce noi vrem să facem este deja de mult pus în aplicare în vestul Europei. Noi ne uităm, Franța, Germania, Belgia, toată lumea, e frumos acolo. E frumos, dar e cu reguli. Eu am lucrat într-o fermă franceză când eram student. Fermierul meu era producător de lapte. Se ducea la supermarket și își cumpăra sticla de lapte. El nu umbla în tancul în care depozita laptele, fiindcă așa spunea legea. Nu ai voie autoconsum. Punct.